Sunt doctorul Ursăchescu Cosmin, medic primar ORL. Intervenția de astăzi a fost o intervenție pentru care noi punem foarte mult suflet. Este o preocupare pentru noi de câțiva ani. Este o rinoplastie completă care presupune atât ameliorarea funcției respiratorii a pacientului, cât și îmbunătățirea aspectului estetic. Operația de astăzi a decurs în condiții foarte bune. Nu am întâlnit niciun fel de incident sau accident intraoperator. A durat aproximativ 2 ore și 20 de minute. Rinoplastia este o intervenție care se desfășoară în mai multe etape. Prima etapă, cea esențială, este cea de corecție a funcției respiratorii. De cele mai multe ori este nevoie de intervenția asupra septului nazal, care este laterodeviat. Tot cu această ocazie se prelevă pentru nevoile ulterioare ale acestei intervenții fragmente cartilaginoase care vor fi utilizate ulterior în ameliorarea aspectului exterior a foselor nazale. După această etapă, urmează etapa de corecție a aspectului exterior a piramidei nazale. Este o etapă foarte laborioasă, foarte meticuloasă, în care efectiv e necesar să prelucrezi ca într-un puzzle complicat fiecare din elementele care construiesc piramida nazală pe exterior. Recuperarea după o astfel de intervenție durează variabil. Se poate considera că operația este complet vindecată după aproximativ un an.